Ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, urmează main eventul din GA Dynamite Fighting Show. Are you ready? Yes! Nu te aud! All right, let's give it up. Mr. DJ, put the music down. Complete. Thank you. Doamnelor și domnilor, urmează main eventul din această seară. Introducing first, către colțul albastru. El vine din România, give it up for the Siberian Bear, Tolle Ciumac! Da, meni vedem serii între Tolle Ciumac și Dorin Rembo Lambadiu. Da. Din nou, Cătălin se pare despre alături de mine. Este meciul vedet al serii, suntem la o categorie open, diferență mare de kilograme, diferență mare de înălțime. Ne-am obișnuit cu astfel de meciuri, japonezii sunt cei care le-au inventat, să spunem. Băi, trebuie să recunosc că a avut mare curaj Cătălin Moroșanu să facă acest meci. Și cred că este și o provocare. Nu cred că întotdeauna contează mărimea sau kilogramele. Așa că oricine are șansa de a câștiga acest meci. Acum să nu uităm că Tolea totuși este un uriaș. Cât are? 103 de kilograme? Cât are acum? Păi Tolea a avut la cântar oficial, să spun exact, 125 de kilograme, iar adversarul său 80,8. Da, e puternic, are kilograme multe, e mai înalt decât Florin, dar să se miște mult mai greu. Dacă Florin își va gestiona, să spun acest lucru în favoarea sa, poate câștiga meciul, da? Să nu uităm, câte lovește tancul e rău. Tolea, cu zâmbetul său inconfundabil, a intrat în ring. All right, ladies and gentlemen, now I would like to call this opponent to the red corner. Ladies and gentlemen from Romania, un aplauzele voastre pentru Flori! Rembo Lambadiu! Da, și superstarul Iașiului în ascensiune acum, Florin Rembo Lambadiu, cu foarte multe victorii pe ei în ultima perioadă. Îl vedem în acest main event împotriva lui Tolea. Da, este un sportiv care promite foarte mult și, cum ai spus și tu, este prin ascensiune. E foarte puternic, are viteză bună de reacție, se mișcă bine. Așa că e un meci care e deschis oricărei posibilități. And now, ladies and gentlemen, let's start this show presenting the blue corner. Age of 45, weighing 128 kilograms, height 1.93 meters, having a personal record of 14 victories, 6 by knockout, and only 4 losses. He's an every step champion, Kempo World Champion, Pac-Ration European Champion. Ladies and gentlemen, he's fighting for Amato Bulacan. Ladies and gentlemen, let's see you up from Romania to the Siberian Bear, Tolea Ciumac! Da, a prezentat Tolea Ciumac, ursul siberian. Păi chiar arată ca un urs. Arată, da. În schimb, tu cam pierzi kilograme în ultima perioadă, sau care e ideea? Păi, nu, tocmai am la campionatul mondial de combat wrestling. Ok. M-am bătut la minus 100 de kilograme, așa că... a trebuit să vezi. S-a stat și fizicul ăsta de kilograme. Rambo! A fost și un război al declarațiilor între cei doi. Rembo a zis că îl pensionează pe Tolea, Tolea a zis că îl trimite înapoi pe șantier. Tot felul de picanteri între cei doi luptători. Așteptăm să vedem care va fi și meciul. Totuși, Rembo și Tolea s-au întâlnit așa într-un episod Inside the Dynamite, acolo unde Tolea mi-a spus sincer, băi frate, nu știu ce o să fac la meciul ăsta, că Rembo e așa, liniștit, respectuos, nu prea vine să-l bat. E, vedem acum care pe care.
Începe prima repriză, trei reprize câte trimite fiecare, este Tolea la atac, îl ia de cap pe Rembo, a încercat și lovitură de genunchi, acum sunt brațele lui Tolea care se cupăr de ringul, dar n-a fost cazul unei lovituri care să... lovitur puternic a lui Tolea. Giacomitic acum Tolea. Low kick ratat de Tolea, încă o dată, cred că asta este tactica pe care o va aborda Tolea, să-l țină la distanță pe adversarul său cu aceste lovituri, este mai înalt, are segmente mai lungi, încearcă acum, se apropie Tolea, de Tolea Rembo și reușește câteva lovituri peste gardă. Se pare că Tolea este oricum în dificultate la lovituri de pumn ale lui Da, da, acel low kick a dat la cam îndoit pe Rembo cu acel low kick, încă o dată low kick-ul lui Tolea. Două lovituri de brațele lui Rembo, împins acum de adversarul său. Da, să nu uităm că sunt 40 kg diferență între ei. Da, low kick încă o dată puternic pentru Tolea. Directă cu brațul din față. Încă o dată a încercat Rembo, acolo o lovitură cu brațul drept, a intrat totuși lovitura cu brațul stâng, nu foarte puternice pentru că este obstrucționat și încurcat în același timp atât de stilul lui Tolea cât și de gabaritul lui Tolea. Da, Tolea având în vedere background-ul lui din mult, va încerca să-l țină cât mai aproape și va încerca să-l lăsă greutatea pe el. Da. Pentru a-l obosi. Să nu uităm, a existat acest meci, a fost cotat și la pariuri de către unul dintre sponsorii Galei și Tolea era favorit, avea cotă 1.71, iar Rembo 2 cotă la pariuri. S-au dus două minute până acum, încearcă Rembo să ajungă la figura lui Tolea, destul de greu pentru el. A ajuns mai ușor la ficatul lui Tolea. Da, a avut câteva lovituri bune la corp și vreo 2-3 lovituri la cap bune. Încă o dată low kick și da, dezechilibrat. De puternic. Aici Tolea lucrează cu low kick-urile și dezechilibrează pe adversarul său. Au fost câteva lovituri puternice în acea zonă, resimțite de Rembo. Se strigă de pe margine lui Tolea de aici cu genunchiul, dar nu știu cât de bine stăpânește Tolea acest procedeu. Din câte mi-aduc aminte, nu prea l-am văzut lovind cu genunchiul în cariera sa. Păi, n-a lovit niciodată. Da, să zic, poate a lovit. E un tip foarte puternic, dar oarecum limitat ca și tehnică, nu are tehnică extraordinară. E foarte puternic, în schimb. Păi, jucăria la el e acolo unde e și la tine, undeva la lupta la sol, dacă stai să te gândești. Da, corect. Cam pe acolo. Numai că Tolea le-a încercat pe toate. Meciuri de box, meciuri de kickbox. Și acum este contratare Tolea de pe margine de Alina, de soția sa. Înainte de egală, ce mi-a zis Tolea? Că, bă, nu mai știu de când am mai pierdut și eu meci. Mă bate doar Alina în bucătărie. Deci că n-am ce să caut eu acolo. Cum mă prind acolo cum îmi dă două bucăți? Păi, să știi că în viața fiecărui lucrător există o doamnă care îmi stăpânește ca foarte. Adică oricât ai fi tu de bătăuși de smartoi, când ajunge acasă ești el și el. Bun aici, loviturile la corp, da, o rucită de rambă. Florim mână la corpul lui Tolea în această seară. Chemați la centru cei doi luptători de Cezar Gheorghe. Cum depinde cum să vedem cum stau și cu condiția fizică cei doi luptători. Eu l-am văzut pe Rembo în ultima perioadă cu o condiție fizică bună. A dus bine meciurile până la capăt, dar nici Tolea nu... Chiar dacă a mai pierdut el niște meciuri, totuși le-a dus până la capăt și acum se dezechilibrează Tolea. Încă dreapta lui Rembo spre figura lui Tolea. Dar oricum seamănă mai mult a lupte decât a kickboxing, dar să sperăm că își vor reveni. Tolea e un pic, e accidentat, are o problemă la un deget. Da, da, da. Da, și ea vrea să se bată, nu știu ce. Da, cred că și-a rupt degetul, dacă nu mă înșel. Da, e o problemă la... Da, cred că are fractură deschisă, dacă nu mă înșel. Da, 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 da. Are fractură deschisă la deget. Nu știu care este decizia finală a lui Tolea, dar e o problemă mare la unul dintre degete. Oho, arată rău, arată rău.
Și Tolea a încercat acele low kick-uri, cred că de la un low kick ratat se trage sau ori în momentul în care a lovit, ori în momentul în care și-a retras piciorul, da, și a călcat. Da, este destul de... Da, 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 arată rău. E de rău. Rană deschisă acolo. Da, cred că, da, Tolea nu vrea să mai continue, nu știu care este... Ținut în continuare la colțul neutru de Cezar Gheorghe, un arbitru cu mare experiență, care discută acolo cu echipa medicală. Aceștia încearcă să-și facă treaba și să-l repună în poziție de luptă pe Tolea. Da, nu cred că va opri sângele așa de ușor. Da, iată pe soția lui Tolea, care îl îndeamnă să continue meciul. Da, băi, să știi că soțiile trăiesc altfel în meciurile acestea. Eu trebuie să spun un lucru. În momentul în care am avut meciul de trage și am terminat cu activitatea pro, soția mea a fost cea mai fericită. Am înțeles. Așa că... Eu totuși, ca să zic, eu vreau să te văd și în România acum la un meci de trage. Omule, meciul meu de retragere a fost acum 2 ani de zile, am 47 de ani. Păi și tu are 45 și nu se retrage, nu vezi? Încă se bate. Știi cum mai bine mă retrag cu capul sus decât cu capul pământ. Am înțeles. Trebuie să știm fiecare să pune în stop carierii sportive atunci când trebuie. Corect. Da, Cezar Gheorghe trage de Tolea și zice să se bată în continuare și să vedem dacă Tolea va accepta acest lucru. Este bandajat în acea zonă și nu are degetul rupt și tocmai de-aia continuă. Lovește Tolea și Rembo se duce furtunos, Rembo pe adversarul său, Tolea mai mult încearcă să le ia în brațe. Da, un procedeu, s-a asemănat un pic de judo aici, da? Seamănă puțin de MMA, hai să ne cinstiți. Da. Păi, Rembo a avut și el meciuri în MMA, câteva lupte a avut în cușcă și Rembo. Da, se vede, se descurcă, să știm. Da. Încearcă Tolea câteva lovituri cu brațul din spate. Low kick-ul lui Tolea, stânga la cap al lui Rembo. Încă o stângă la cap ratată de Rembo. Încă o stângă la cap trimisă de Rembo. Încă o dreaptă acum. Încă o stângă, croșie bună trimisă de Rembo. Uppercut-ul lui Tolea. Ce lovitură la burta a încasat Tolea, da? Acolo. O repriză a doua dificilă pentru Tolea, și accidentat la picior și chinuit un pic de adversar cu acele lovituri la corp. Au fost din nou câteva lovituri la cap trimise de Tolea. Da, oricum, amândoi sportivii sunt foarte obosiți, se vede deja. E normal să simte lucrul ăsta. A încercat din nou la ficat Rembo și asta boxează la corp, da. Probabil încearcă să-i dea în burtă ca să lasă brațele jos să închidă sus. Da, continuă lupta de aproape între cei doi și Rembo s-a dus cu spatele pe colțile ringului. Imediat adversarul său s-a lăsat peste el cu toată greutatea. Dacă cade Tolea pe tine, nu prea e bine, doar să cadă pe tine. Băi, sunt 40 de kilograme care este în jur, oricum mai zice. Cred că deja deranjează lucrurile în ficat, pentru că începe să se lase în jos și să pună cot din ce în ce mai mult acolo. Încă o dată o dreapta lui Tolea, a încercat și o secerare, încă o dată o dreaptă. Se pare că nu l-a enervat destul de tare pe Tolea de Rembo până acum. Da. Oare ce mi se pare un avantaj în favoarea lui Rembo, repriza aceasta, vedem ce părere au și arbitrii. Da, au fost momente grele pentru Tolea în repriza a doua, spuneam accidentarea și continuarea cu Rembo în atac, cu acele lovituri trimise de Rembo la corpul adversar.
Iată aici venta din corpul lui Rembo, după care au venit loviturile la corpul lui Tolea. Din nou echipa medicală în corpul lui Tolea și Cezar Gheorghe foarte atent. Se pare că unul dintre medici nu vrea să lase pe Tolea să... sau medicii nu vor să lase pe Tolea să continue. Ia să vedem dacă va continua meciul, dar se pare că medicii nu vor să lase pe Tolea să continue. Se și mărește bandajul pe care îl aplică medicul lui Tolea. Eu acum știu pe Tolea, cred că va continua lupta, nu e genul care se renunce. Da. Oricum mai sunt decât 3 minute de luptă, așa că... Da, în general Tolea nu renunță niciodată. Este obosit, se vede acest lucru, epuizat în aceste momente, dar vrea să continue lupta și accidentat la piciorul stâng Tolea. Are un bandaj enorm pe picior acum. Asta e, s-a prăjit destul de mult pauza. Da, s-a prăjit și intervenția arbitrilor. Și am ajuns la ultimul act al acestui meci. Uppercut-ul lui Tolea a ratat acea lovitură și iată că a avut curajul să încerce un low kick cu piciorul acela bandajat. Și a avut genul la corp pentru Tolea. Deci ne-a contrazis, da? High kick cu acel stâng bandajat. A fost uppercut și croșet de stânga pentru Tolea, care a început bine această repriză. Încasează și el o dreaptă peste gardă. Toată lumea țipă la Tolea să dea cu genunchiul. Genunchi. Păi a reușit, om, să știi. Da. Dreapta la corp. Uppercutul lui Tolea. Încă o dată uppercutul lui Tolea. Nu este cea mai curată tehnică, dar eficientă de multe ori pentru Tolea în această repriză. Dar în casa ce mai mult descoperit la cap și... A încasat și două lovituri. Oricum de remarcat curajul lui Rembo de să-și tot timpul la bătaie, n-a făcut toată pasul înapoi. Două lovituri la corpul, percut de stânga la cap, ratează acea lovitură Rembo și Tolea se aruncă cu toată greutatea pe adversarul său. Da, epuizează cei doi pentru că Rembo a avut și câteva lovituri încasate în această repriză a treia. O, dar ce tare lovește la corp. Da. Și percut de stânga și stânga l-a picat. Dar Tolea rezistă și îi trimite și el o dreaptă la cap. Încă o stângă la corp pentru Rembo. Dar ce a început să teamă de locurile în burtă pe care le dă... Da. S-a mai ghemuit și în repriza a doua. E remarcat lucrul ăsta. Că Tolea încearcă să evite acele lovituri la corp. Dreapta la cap. Ți-am zis că va urca la un moment dat sus. Încă o dată la cap Rembo, încă stânga acum la cap. Dar Tolea rezistă și dacă va încheia meciul în picioare. Dreapta, stânga, încă dreapta, da, încă stânga. Da, e destul de devastat Tolea la finalul acestui meci. Mai sunt 30 de secunde din această lucrare. Tolea vrea să termine meciul în picioare și... pare că și Rembo ajută un pic pentru că n-a mai pus presiune. Plin de sânge pe piciorul stâng, plin de sânge și la cap acum Tolea. Da, ceva cum și e foarte puternic. Se ține Tolea de adversarul și pică la fundat. Va fi numărat? Cred că trebuie numărat la această fază. A intrat un om în ring, nu știu cine e și de ce a intrat în ring. Da. Am mai văzut paza acum, încearcă să-l scoată din... de ring pe acesta. Ei, deci nu doar la fotbal se întâmplă acest lucru. Da. Și continuă meciul, nu este numărat Tolea. Se încheie repriza, se încheie lupta, se încheie meciul și cred că Lambagiu nu are cum să piardă în decizia, mai ales după această ultimă repriză. Totuși remarcat faptul că Tolea a avut curaj să bată cu un mult mai tânăr ca el. Da.
Așteptăm să vedem care va fi decizia judecătorilor după aceste 9 minute. Ultima luptă de la Dynamite Fighting Show, Solea versus Dorin Lambagiu. Ce spuneam mai devreme, eu trebuie să știi când se teletrage lumea sportului. Băi, și totuși, ca să fiu cinstit, câteodată parcă mi-e sunt un pasiv. Îți vine să te bați, nu? Da, jur. Bă, dacă au trebuie pasă, și când mai mănânc ca nimic, mă dau bani din casă. Revedem momentele importante din această ultimă luptă. Rambo împotriva lui Tolea și momentul în care Tolea pică la podea, e dezechilibrat un pic. Da, nu, mie mi-a plăcut foarte tare cum s-a bătut Rambo. Acum mergi pe cinste, un curaj nebun la el și vezi că, să știi, contează foarte tare dorința de a câștiga, dorința de a face un meci bun. Premiul va fi dat de către Ioana Ciobanu de la Simru Premiu. Și acum s-a aflat câștigătorul. Da, așteptăm decizia finală. Ladies and gentlemen, the winner is by a unanimous decision for Vladi Lambagiu! Da, era de așteptat să-l vedem învingător pe Florin Lambagiu împotriva lui Tolea, după cum s-au desfășurat cele 9 minute din această luptă. Da, a fost un meci bun, zic eu, un meci care a dovedit tuturor că nu trebuie să fii chiar mare ca să câștigi. Și a mai dovedit o chestie, Tolea nu se lasă niciodată, el luptă până la capăt. Băi, eu cred că Tolea se va bate și la 100 de ani, să fim cinstit. Aici am crescut, aici am...